acest context, în ultima vreme, în ultimii 6 ani, de când sunt la Consiliul Județean, tot timpul am avut în atenție acest segment care, desigur, este deosebit de important în viața socială a județului și nu numai. Suntem un județ de deal și munte și agricultura cu privire la păioase, la culturile de păioase din Lucă, este destul de mică, dar acolo, din cunoștințele care le am și am văzut, pământul începe să fie lucrat de arendași care dețin o infrastructură performantă și sperăm că acest sector din agricultura județului Caraș-Severin o să se pună pe picioare, să-i spunem cu alte cuvinte. Da. Cu privire la celălalt spațiu de deal și munte, în prisma mea consider că zootehnia este obiectul principal de muncă a locuitorilor și pomicultura, de ce nu. La zootehnie am discutat și am, să spunem așa, am colegi buni cu care pot să discut aceste chestiuni. Sunt cei din direcția domnului Nefir, care nu știm ce vreau să fie, camera agricolă sau o direcție care aparține Consiliului Județean, oricum noi încercăm să-i încurajăm și să-i avem în atenție tot timpul. Ba mai mult, am creat un compartiment la nivelul Consiliului Județean unde l-am luat pe inginerul Munteanu, fostul director adjunct de acolo și cu care permanent am această legătură de a ține sub control informațional, să spunem așa, agricultura județului. În zootehnie avem o problemă deosebită pornită din mentalitatea locuitorilor, unde trebuie să umblăm foarte mult. Acest lucru l-am făcut, vă spuneam, din perioada 2004-2008, că trebuie neapărat să ne acomodăm la condițiile europene. Spun acest lucru deoarece locuitorii noștri încă nu sunt convinși că acea conversie a raselor de animale este imperios necesar. Să știm ce creștem, animale pentru carne sau animale pentru lapte. La noi sunt acei hibrizi care nu sunt mulțumitori pentru niciunul din aceste... Deci nu dau productivitate nici așa, acolo, nici așa. Nici acolo. Sunt ca să fie. Doar, la fel, un lucru deosebit care trebuie să-l înțeleagă este asocierea. Că știm cu toții, din perioada care urmează, finanțările din Uniunea Europeană nu vor mai fi decât pe asociații individuale, nu se vor mai face aceste finanțări. Deci ar fi foarte mult de lucru. Sunt pași grei, sunt pași de mentalitate, sunt pași, dar eu cred că din ceea ce încercăm să facem, poate vor fi și rezultate. Pomicultura, vreau să vă spun că fac tot timpul trimitere acolo, la acea perioadă unde se fac, unde lucram într-o instituție, unde se făceau legi, când era problema livezilor. Carașul avea livezi mari. Consacrate, avea livezi mari, dar am introdus și livezile răzlețe, mi-amintesc atunci, livezile pe care bănățenii le au, în special gugulanii de Caransebeș le au și n-au fost prinse în vizorul național. Le-am introdus și e interesant că a apărut acea măsură 141 care a stimulat întreținerea și, mai mult decât atât, a stimulat refacerea acestor livezi răzlețe, le spunem, deoarece ele nu sunt într-o plantație riguroasă, obișnuită, ca la
unitățile urmărite care erau înainte de 89 unități de stat. Din păcate, acestea au degenerat în anumite suprafețe care nu se știe exact ce mai este și greu de tot le putem numi o livadă. Poate veni Consiliul Județean în acest sens, în sprijinul oamenilor interesați? Mă gândesc prin cele două direcții, cu preocupare spre agricultură. Sigur, noi permanent în întâlnirile care le avem, dacă îmi dați voie, mă raportez la perioada care o traversăm, chiar politice, vreți, discutăm despre oportunitățile care există în fiecare zonă a județului, dacă vreți. Ok. Și oamenii trebuie să știe că pot veni la dumneavoastră în mod deschis. Da. Oamenii, cred că deja avem această emblemă, încât noi, care la această oră împreună cu președintele județului, suntem cei care suntem pentru oamenii acestui județ.